bucurie mare este că am refăcut centrul de copii și junior. La început, hai să spun așa, 5-6 ani în urmă, era cam de sport de masă. Steaua București pune mare accent pe centrul de copii și junior al clubului de fotbal. Antrenorii tineri lucrează eficient alături de fostele glorii din Ghencea pentru a descoperi și pregăti în cel mai scurt timp fotbaliști de valoare pentru prima echipă. Cel mai vechi antrenor al centrului de copii și junior este Lajos Sătmăreanu. Fostul mare jucător din anii 70 al Roșalbaștrilor a evoluat timp de 10 ani ca fotbalist și mai bine de 40 de ani ca antrenor în Ghencea, iar odată cu reorganizarea centrului de copii și junior, Lajos Sătmăreanu ocupă funcția de scouter. Deja suntem într-un făgaș bun și vorbim aceeași limbă. Toate grupele joacă în sistemul echipei de senior, avem toate condițiile bune create de Clubul Sportiv Aramatei. Noi suntem într-o etapă să nu mai vorbim despre lucruri mari. Noi suntem într-o etapă de schimbare acum, punem lucrurile la punct și găsim cele mai bune mijloace moderne pentru a dezvolta centrul de copii și junior și a-l face performant. Cu venirea lui Ștefan Iovan s-a schimbat mult în bine, începând de la selecție la cei mai mici până la grupele foarte mari. La centrul de copii și junior al clubului au loc săptămâna lecții deschise la care participă toți antrenorii. Nu mai luăm la număr, facem selecție cu toți antrenorii, luăm sau nu luăm copilul respectiv, căutăm jucători de perspective, de mare perspectivă. Vedem că participă la aceste lecții deschise toți antrenorii din centru, cât de benefic este acest lucru. Avem păreri diferite sau aceeași păreri, nu contează dacă mai tineri sau mai în vârstă, avem de învățat de la fiecare. Îmbucurător este că într-adevăr la grupele mari a început campionatul și cu rezultate destul de bune deja. În cât timp se vor vedea rezultatele cu adevărat la centrul de copii și juniori? Depinde cum forțează echipa întâia, că și noi așa am ajuns, mai sunt de vorbă. La 17 ani, 16-17 ani, jucam în Liga a doua, fiindcă eram forțat, trebuia juniori pe teren. Sigur că nu-i convine nimeni, ca seriște, dar așa am ieșit fotbalist. Părerea mea că federația a hotărât bine când a revenit la treaba aceasta, junior pe teren, puțin forțând. În 2-3 ani, într-adevăr, avem și jucători crescuți de noi. Ștefan Iovan și Lajos Sătmăreanu au avut calități asemănătoare ca fotbaliști și au realizat performanțe deosebite atât la echipa națională cât și la Steaua. Vedeați la televizor atunci meciurile în care juca domnul Lajos Sătmăreanu? Campionatul mondial din Mexic, atunci am început eu să-mi placă fotbalul, datorită generațiilor care au fost și au fost fotbaliști de mare valoare și atunci și pe timpul meu și cred că vom avea și acum. Să avem puțină răbdare și cu tineretul ăsta care a luat locul 4 europene și cred eu ușor, ușor că dacă se maturizează mai repede vom avea fotbal și acum, în momentul de față. Să ajungând la Steaua, am cunoscut aici grămadă de mari fotbaliști, cu Ienei, Constantin, fost colegi de echipă, hai să spun așa, Dumitru Nicolae, Olmăgeanu. După a apărut Fănică, cum să spun, la început a jucat și el fundaș dreapta și urmăream eu orice fundaș dreapta venea. Când am debutat și eu și după aia și la echipa națională, spunea, mei mă uit la tine și văd la mine.